De aceea a fost depunctat. Johan André Forfang din Norvegia. Câștigător aici în urmă cu un an într-una dintre cele două etape desfășurate și acum cu o săritură lungă, o săritură pentru locul întâi în clasamentul provizoriu. Vântul nu a bătut aproape deloc în momentul acestei sărituri a lui Johan André Forfang. O săritură de 130 de metri cu care trece pe locul întâi în clasament. Îl depășește pe Evgeni Klimov. Deși nu este mai lungă săritura, Klimov sărise 132, dar corecția de vânt este cea care face diferența. Aproape 6 puncte minus în dreptul lui Forfang, minus 17 fusese însă corecția lui Evgeni Klimov. Astfel că avem, iată, schimbare de lider.